Bună ziua, salutare tuturor celor de pe YouTube, Instagram, TikTok, de pe tot, de peste toate platformele astea. Alexandru Năutu Vraciu, sunt astăzi la primul episod din 2023, un podcast din sufragerie, împreună cu Călin Popa. Am zis să încep anul în forță. Salutare, Călin, mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Salut, salut. Pardon. Așa. Bine v-am găsit, TikTok de sufragerie. Toc-tic, da. Ok. Da. Vreau să vorbesc cu tine astăzi, vreau să povestim la fel cum am făcut și cu Paul Ciuci anul trecut, dar urmează. Astea sunt Back to the Future discuții și urmează, vor fi postate pe canalul meu de YouTube, Alexandru Năutu Vraciu, pe care vă invit să vă abonați și pe canalul Călin Pop, tot de YouTube, celelalte cuvinte. E foarte important să avem cât mai mulți subscriberi, exact, urmăritori. Vreau să povestesc cu tine astăzi, să luăm așa de la început până la în prezent. Istoria formației, celelalte cuvinte, povestea voastră și povestea ta. Începând, dacă vrei să spui ceva în intro, în primă fază, Călin? Ce bună e cafeaua de dimineață! Okay. Ce să spun? Să începem, nu? Să începem. Începem cu split disc-ul, cum să-l numim? Jumătate-jumătate. Era o colecție pentru cei mai tineri, pentru cei care nu cunosc. O colecție de fapt, e tot de la Electrecord. Sunt albumele din anii 80, dacă nu chiar 70. Se împărțeau în practic un album. Jumătate de disc era o formație. 80. Și pe cealaltă parte a discului, pe fața B, era altă formație. Și voi ați apărut împreună cu trupa Evolutiv din Focșani. Cred că ei au apărut cu noi. Așa. O să și spun de ce. Pentru că erau o formație de mai muzică ușoară, știi? Deci dacă cineva ascultă, își dă seama că n-are nicio legătură cu rock, cu treaba aia. Și veneau la mine și luau autograf pe disc și mi-arătau discul cum partea aia cu Evolutiv, mi-arătau cu mândrie cum au zgâriat-o cu un cui. Știi? Aoleu. Da, era zgâriată cu cuiul și mi-arătau cu mândrie că e de fapt discul lor. Discul ăsta însemna numai partea pe care suntem noi, știi? Păi și dacă... Era un disc de cam toate trupele care începeau în Electrecord sau colaborarea cu Electrecordul apăreau întâi pe formații rock numărul 1, numărul 2. Inițial erau câte o... Dacă știi tu, erau ăla-i 70 și formații rock numărul 1 pe care a apărut și Phoenix, formații rock numărul 2. Da. Pe care apăreau cu câte o piesă, două maxim. După aceea, probabil lărgindu-se numărul trupelor, sau nu, lărgindu-se cuvintele pe care le aveau de spus trupele, au început să le lase câte o jumătate de disc. Noi am nimerit perioada în care era o jumătate de disc, adică 20 de minute maxim, cum se poate pe un vinil, pe o parte, și pe cealaltă parte, altă formație. Aceasta a reprezentat intrarea în Electrecord și... Dacă tot vorbim despre asta, să știi că nu era o registrare Electrecord. A fost o întâmplare fericită prin care Florian Pitiș ne-a văzut. I-am căzut cu tronc în 1984 la festivalul Team Rock numărul 3 din Timișoara, ținut în Parcul Rozelor. I-a plăcut atât de mult încât mi-a cerut o bandă. Întâmplător aveam pentru mine acasă, atunci lucram deja cu magnetofoane, cu pick-up-uri și magnetofoane în perioada 1983. În 1983 deja aveam în toamnă și intraseră în top piesele. Iarbă prin păr, deci erau în topul, dar în topul de la Cluj. Și eram susținuți în top prin faptul că scriau timișorenii, culmea, că Timișoara nu avea un radio așa evoluat pe top. Și timișorenii ascultau Radio Clujul. Și pentru mine acasă, că așa obișnuiam eu atunci, ceream o bandă de magnetofon pentru ascultare acasă. Deci nu era pe turația studioului. Aia pe turația studioului era pe viteză mai mare, la calitate mai bună. Deci aveam o bandă regular, cum ar veni. Okay. Și banda aia am dat-o la Pitiș. Pentru că mi-a cerut o bandă de magnetofon. Eu n-aveam alta. N-aveam cum să cer de la studio Radio Cluj să dea dincolo și era complicat. Eu i-am trimis automat banda, n-am știut ce vrea să facă, că am crezut că vrea să ne difuzeze la radio. Inițial ne-a și dat la radio,
Și am mi-a înțeles. spus că vezi că sunteți pe disc. Eu am scăpat telefonul din mână când am auzit. Cum adică pe disc? Au făcut ei un fel de, cine ascultă înregistrările, au făcut un fel de pseudo-stereo, știi? Au făcut două canale, unul cu întârziere. Când de fapt banda era mono pe care i-am dat-o eu. Știi? Deci, practic, nu ați înregistrat la Electrecord. Banda era făcută la Oradea și... Nu, banda era... banda era făcută la Radio Cluj. Asta am și spus. Noi eram studenți în Timișoara. N-avea treabă cu Oradea povestea asta. Ok, bun. Noi, orădeni, eram studenți în Timișoara și acolo ne-a văzut Pitiș la festivalul Team Rock numărul 3. A cerut banda și așa am apărut pe formații Rock numărul 8. Am apărut în februarie, într-o iarnă, prin februar al lui 1985, apropo de piesă care este cea care deschide despre suferințe de iarnă, care deschide cele patru fața de disc, celor patru piese situate pe fața de disc a formației Rock numărul 8. Hai să povestim puțin, Călin, despre, bă, dacă nu fiecare melodie în parte, despre aceste melodii de pe primul vostru, prima voastră apariție discografică. Ca și idei, ca și compoziții, cine venea cu ideile, mai mult tu, ceilalți, cum vă împăcați? Știi că într-o formație chestia asta și eu pățesc cu băieții, vin cu idei, dar eu le cer și lor partea lor de părere, cum ar veni. Și unii vin... compun sau vin și cu părerile lor, cu punctul lor de vedere sau compozițiile lor, alții preferă să rămână nou. Ce zici tu, e bine, lasă așa. Adică se contribuia, se contribuia din partea fiecăruia? Noi ne-am format stilul din mers, cum s-ar spune. Cum era, se întâmplă la majoritatea formațiilor. Nu cred eu că noi am fost mai cu trei perechi decât alții. Știi? Da. Serios. Pe bune, deci să lucre normal, pentru că dacă ai un talent sau ai o chestie, sau asta vine de undeva, nu? Asta nu ți-o... Bine, trebuie să și muncești dacă ești talentat, trebuie să și faci, să-ți susții talentul cumva printr-o activitate de exercițiu, de studiu, de, știu eu, culturalizare, de... Na, trebuie să știi, să asculți și muzică, nu numai... Nu ca să furi de acolo, cum se practică în multe cazuri, ci... Ca să ai o cultură generală, un bagaj al tău, știi? Uh-huh. Exact așa cum noi, dacă am citit cărți, știm să povestim, știm să vorbim, știm să punem cuvintele într-o frază, nu? Piesele erau, fiecare venea cu câte o idee, dar în principiu se cam dezvolta fiecare și ducea contribuție cum credea acolo. Mai ne certam, mai ne cerovăiam, mai... Dar... Cum să spun, este foarte interesant faptul că acele piese, cu excepția lui O să am, cu care Marcel deja venise făcută din armată cu ea, nu știu, cânta la ceva folk acolo, la, și eu am făcut folk în armată ca să scap de instrucție, deci alea sunt alte filme, activități, știi tu, din alea literar-artistice, cercuri artistice și tot felul de chestii. Cenaclu, era foarte la modă cuvântul de cenaclu literar artistic, seară artistică, chestii de genul ăsta, cu excepția lui Osam, piesei Osam, restul le-am făcut în Timișoara și este foarte interesant faptul că noi eram, evident că înainte, noi trei, eu cu Marcel Breazu și cu Leontin Iovan, care am pornit de la liceul Gojdu ca și o trupă de dans, noi cântam muzică de dans, adică Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, era să însemna muzică de dans atunci, da? Să fie clar. Știi? Și am pornit acolo și aveam un alt stil. Și la început am început să compuneam mai AC/DC-ist un pic, pentru că eram foarte marcat și eu mai ales eu personal de albumul negru al lui AC/DC, știi, cu Back in Black, cu toate chestiile alea. Ei, când ne-am dus în Timișoara, încă mai persistau compoziții în genul ăla, dar am început, nu știu cum s-a întâmplat, aerul de Timișoara ne-a făcut să compunem, să vedem altfel lucrurile. Și așa a apărut prima piesă care a apărut și a început să definească oarecum stilul trupei balcanic,
Deja acolo inspiram și expiram balcanic în Timișoara, comparativ cu Oradea, unde era atmosfera vestică, metropol, metroc și știu ce mai erau pe acolo, magneton și toate suflăturile vestice, să spunem așa, știi? Și prima piesă s-a numit Caracteruri. Da. A avut o poveste foarte interesantă, că eu cum o tăiasem de acasă, fugisem și m-am măsurat pe ascuns, am fugit de acasă și copilul și baza era la Reșița. Și mergând pe un tren de Timișoara Reșița, am auzit niște țigani care cântau pe tren, pe trene Ijoale, pe trenurile de Reșița, cred că așa cum. Și cântau o temă țigănească, o chestie, și aia mi-a sunat în cap tot timpul, după care mi-a venit o altă idee, ascultând ideile lor, ideea de la vioară din Caracteruri. Știi? Okay. Și pe baza ideii de la vioară am compus, am creat o altă piesă, am găsit text în istoria literaturii române, l-am găsit pe Barbu Paris Mumuleanu. Cichin de algură de aur Mumulean, glas cu durere, avem poeți cu o limbă ca un fagure de miere, știi foarte bine. Sau nu știi, mă rog. Știu. Sau nu poate, știu. Da, dacă nici tu nu știi, înseamnă că am vorbit în van. Nici cei care ne ascultă nu știu. Este vorba de istoria de letopisețul țării Moldove, de Neculce, care vorbea despre toți oamenii cu scrieri care au existat în limba română. Și din ce știu. Era și Barbu Paris Mumuleanu. Barbu Paris Mumuleanu, care vorbea despre caracterurile, caracteruri. Acolo am găsit textul. Despre suferințe de iarnă, iarăși a fost făcut acolo, în Timișoara, și Iarbă prin păr s-a făcut în Timișoara. Doar okay. O să am, aveam Marcel mai dinainte. Care este melodia ta preferată de pe această primă jumătate de disc? Vreau să fie clar, mie toate piesele îmi plac. Eu nu am o piesă anumită preferată, am piese de concert preferate. Înțelegi? Îți dau un exemplu. Piesă preferată de concert, care văd că merge din ce în ce mai bine, Al Dracului, ca și Vinul Vechi. Nu mi-am dat seama că... Deci sunt piese care după un timp încep să prindă, după zeci de ani. De exemplu, La Ceas Târziu. Da. Care este cum să spun, ceva rar întâlnit, când lumea îți cântă partea de chitară. M-am prins că eu cântă și atunci îi provoc. Și văd că obțin rezultate. Adică să ne simțim bine cu toții. Nu numai noi să ne simțim bine, și cei care ne ascultă dacă rezonează cu piesa, știi? Absolut. Este că mai greu am mai prins așa ceva la Iron Maiden. La Iron Maiden face vocalistul chestia aia care o face lumea, înțelegi? O cântă lumea, murmură lumea, dar până acum asta mi se pare foarte aparte. Când cânți cu o chitară, lumea să-ți murmure partea aia de, mă rog, solistică. E o solistică așa, finuță. O temă, da, o temă. E o temă mai simplă, știi, mai din suflet. Apropo de bancul ăla cu cele trei note, știi, acolo cred că am găsit cele trei note. Și dacă tot zic de cele trei note, trebuie să spun bancul pe scurt. Că-s doi chitariști, unul cântă ca Malmsteen și altul cântă ca Eric Clapton. Ăla ca Malmsteen, fiind amândoi puși la o expoziție de instrumente muzicale, știi, expoziție, un expo, unde sunt instrumente, alții vând pulovere, alții vând mașini de găurit, de exemplu. Lumea trece, știi, și fiecare își arată produsele. Ăla Malmsteen cântă, cel ca Malmsteen cântă, tânărul, o grămadă de note, cu nasul, cu limba, tapping și cu molele capului, cu toate. Lumea trece, nu se întâmplă nimic. Ăsta, moșul, ca Eric Clapton, deci atenție, am făcut comparație, n-am zis că este Eric Clapton. Cel ca Eric Clapton ia chitara, face trei note. Pac, ac, câh. La care toată lumea sare sus și începe să ia autografe. Și cel tânăr foarte Malmsteen, știi? Cel tânăr foarte, foarte mirat. Și asta îi spune bătrânul, vezi? Eu cred că astea trei note le căutai tu, de fapt. Wow. Bună! Da, așa că aici e vorba de cele trei note, știi? Sunt mai multe, de fapt, dacă stau să o gândesc, dar nu sunt foarte multe. Am prins-o. Bun,
Deci nu vrei să mă ne spui... surprinde adică și alții, toți, toți instrumentiștii care caută notele acum, până la urmă le găsesc, dar le trebuie niște ani acum. Eu mă refer, nu fac mișto, ci mă refer la faptul că îți trebuie un timp ca să te maturizezi. La început, când ești puștan, crezi că viteza și tehnica, cât mai multe note, te face mai grozav, ceea ce este un lucru fals să crezi că este asta. Tehnica este bună, este ok, când o arăți din când în când, nu tot timpul să sari pe ea, ca la întrecere. Da? Iarăși cu maturitatea, cum la maturitate deja începi să-ți concepi solourile cu note fixe, ca să aibă o melodie, ca să rămână, apropo de ceas târziu, foarte bine zis, târziu. Foarte bine spus. Știu ce zici, pentru că, făcând o mică paranteză, am avut și eu plăcerea de a cânta cu mai mulți chitariști în mica mea drumeție pe partea asta de muzică. Și erau chitariști foarte buni, tehnici, și cum spui tu, în zona asta, Malmsteen sau Steve Vai. Sau, și acum cânt cu Cătălin, care e în zona, mai mult el e fan Mark Knopfler, e fan Edge de la YouTube, zona asta, da, mai bluesy. Acolo să ies mai... Știi că la Eric Clapton ăștia făceau mișto de el, alți chitariști, și spuneau slow hand, mână în ceată, știi? Serios, deci nu-i de râs, asta e pe bune, asta acolo, ei trei, știi? Da, dar slow hand a scos Wonderful Tonight. Da. Nu? Și fix patru note. Fix cum spui tu, și el, adică am înregistrat melodia de anul trecut mult mai bine, pe care mulțumesc că mi-ai trimis și tu și băieții de la Trooper, feedback-uri, am trimis melodia, am zis, băi, cum sună, ce părere ai? Și mi-a plăcut că el așa o face și la concert, adică fix ceea ce zici tu, argumentul ăsta, vin și eu către el, să spun că da, îmi place mai mult stilul ăsta de chitarist care îți compune ceva melodic și știe ce acolo și nu improvizează așa de mult. Dar eu vorbesc, da, care improvizez foarte mult în spectacolele mele și unii zic că nu am structură, dar îmi place să mă arunc, să mă joc. De altceva, stand-up sau partea de improv. Stand-up comedie este cu totul altceva. Exact. Este cu totul altceva. Și dacă de exemplu ai văzut cum îi zice filmul ăla cu rapperul ăla care e blond, Eminem, 8 Miles. Eminem. Deci acolo, da, era concursul ăla. Acolo îți trebuia pe loc să spui. Ăla spunea, bă, nu știu ce spute gura a căcat, sau știu ce, trebuia să găsești repede, să-i răspunzi frumos în alte versuri, știi? Trebuia să preiei și acolo iar era o chestie de, îți trebuia exercițiu, genialitate, să fii citit. Oricât de porcos vorbeai, de aia zic că probabil că și în stand-up comedy trebuie improvizație și trebuie, dacă e o sclipire, o folosești, nu? Eu dacă, de exemplu, mai, să mai miră ăștia pe mine o sclipire, când nu știu ce, și mai scot o gogoriță, sau știu, mai scos, cum am scos la un moment dat, nici n-au atacat bine ăștia rușii și am zis, bună seara, seara asta ne-am propus un plan, să vă invadăm sufletele, știi, dar mai rămâne pe loc, știi, înțelegi? Da, frumos. Deci, dacă e câte o sclipire de vorbire sau ceva, sau știu, m-am enervat, zic, bag piciorul și m-am dus și m-am urcat pe o masă acolo, peste... m-am pus peste aia, știi? Înțelegi? Și am început să... Dar asta cred că e foarte autentic. Se vede bine. E ok, Calin. Da, cred... numai că e ceva... era un telefon pe care l-am refuzat. E ok. Mersi.